tehnologie, satelit, performanță, inovație. Pe scurt, Inovagria Meteo, o aplicație pe tabletă și telefon care îți oferă prognoza meteo specializată la nivel de oră și localitate. Prin Inovagria Meteo vei primi avertizări direct pe telefonul tău. Vei ști când să te pregătești pentru arșiță, ger, precipitații și fenomene de risc. Vei afla primul nivelul rezervei de apă din sol pentru cultura de grâu și porumb, dar și data primului îngheț de toamnă și a ultimului îngheț de primăvară. Descarcă chiar acum Inovagria Meteo și vei primi istoricul meteorologic de la stația meteo cea mai apropiată de tine. De acum, nimic nu te va mai surprinde. Inovagria Meteo, printr-o simplă atingere a telefonului. Bine v-am găsit la singurul jurnal de știri pentru fermieri și companiile din agribusiness din media online din România. Sunt Andrada Spinescu și împreună cu colegii mei de la Agrointeligența vă mulțumim că urmăriți acest buletin informativ în direct pe Facebook. Vă invit să rămâneți alături de mine și să dați like și share acestui jurnal agricol realizat de echipa Agrointeligența. Haideți să urmărim acum cele mai importante știri ale zilei. Schimbare de tactică în fermele românești. Agricultorii au învățat lecția din anii trecuți, când pentru hibrizii campioni stocurile s-au epuizat dinaintea sezonului clasic de contractări. Acum agricultorii comandă din timp, iar pentru culturile ce se seamănă primăvara, comenzile și voucherele se încheie chiar acum. Despre lunile în care fermierii au parte de cele mai bune oferte la semințe și care este mesajul producătorilor, discutăm mai târziu în jurnal. Vești bune pentru oieri, care sunt cuantumurile subvențiilor pentru crescătorii de animale stabilite de APIA, vă spunem imediat la Agrointeligența în direct. Premieră mondială, numele unui fermier pe unul dintre cele mai performante utilaje agricole ale momentului. Despre ce este vorba și care sunt caracteristicile noii mașini agricole, în câteva clipe la Agrointeligența în direct. Agricultorii puteți accesa o nouă subvenție de la stat. Ce documente trebuie să depuneți și unde se cere ajutorul de 250 de euro pe lună, aflați în exclusivitate în jurnalul Agrointeligența în direct. Fermierii comandați din timp hibrizii sau soiurile pe care doriți să le aveți în fermă. Producătorii de sămânță prezenți pe piața din România atrag atenția că în ultimii ani a apărut o schimbare majoră în procesul de cumpărare. Stocurile pentru hibrizii cei mai apreciați, cei mai noi, se epuizează rapid, așa că metoda sigură este de a opta din timp pentru sămânță. Hibrizii vedetă, cei care aduc cele mai mari producții, se epuizează primii. Este mesajul pe care reprezentanții Pioneer l-au transmis la evenimentele recente din câmp. Recomandarea acestora pentru fermieri a fost ca în cazul culturilor de primăvară, precum porumbul sau floarea soarelui, să dea comandă încă din lunile de toamnă. Există o schimbare în sezonul de vânzări la sămânța pentru culturile de primăvară. Dacă înainte vă făceați comenzile undeva în ianuarie, februarie, martie, în momentul de față 70-80% din marfă se vinde în octombrie, în noiembrie, în decembrie. Cei care doriți să alegeți, nu să culegeți, să vă luați hibridul pe care îl doriți și la prețul cel mai bun pe care îl oferă Pioneer, trebuie să vă mutați decizia de cumpărare în toamnă. Atunci aveți cea mai bună ofertă comercială. Știu că toată lumea muncește, recoltează porumb, recoltează soia, speclă, ară, seamănă grâu, dar să vă faceți timp și pentru oamenii noștri de vânzări în 20 de minute și să vă faceți din toamnă, să vă faceți voucherul din toamnă. Anul 2017 a fost unul excelent pentru producătorul de sămânță. Astfel, conform studiilor de piață, la porumb, Pioneer a crescut ca și cotă de piață de la 27% la 32%, fiind în continuare pe primul loc, în timp ce la floarea soarelui și-a consolidat poziția de lider cu un procent de 43% din ce se vinde ca sămânță certificată de floare în România. Același subiect a fost atins și mai recent la evenimentul Pioneer, soia, performanță și profit, unde directorul general al companiei, Jean Ionescu, le-a dezvăluit fermierilor prezenți că ofertele cele mai bune sunt cele din lunile octombrie, noiembrie și decembrie. În plus, Jean Ionescu a arătat că sunt deja semnale că anumite soiuri sau hibrizi vor avea o cerere mai mare, așa că la începutul anului viitor, riscul de a nu mai găsi acea sămânță este maxim. Vă încurajăm pe toți până la Crăciun să luați decizia după recoltat, atât la porumb, cât și la floarea soarelui, cât și la soia. De ce? Anul viitor nu cred că vom mai avea disponibil.
la vânzare nici hibrizi Aquamax, nici soiuri de soia. Avem o cerere, nu ne luați în nume de rău, foarte mare în acest moment. Din această cauză, programul nostru de comercial este foarte rapid și ideea este, avem acele vouchere pe care colegii noștri le semnează împreună cu dumneavoastră, care vă garantează oarecum hibridul, cantitatea și așa mai departe. Cele mai bune condiții comerciale le aveți octombrie, noiembrie, decembrie, nu anul viitor. Anul viitor, probabilitate de 99% să nu mai avem marfă disponibilă. Din această cauză, insistența noastră este pentru decizii timpuriu, pentru că nu vrem să încurcăm pe absolut nimeni. Un lucru e clar în acest moment și sunt soiuri la care vom avea destul de mari, de genul nu vom putea asigura necesarul. Unul dintre ele este B63, pentru că îl producem în Statele Unite. Nu putem produce la nivelul la care avem în acest moment cerere și aici vă dau exemplu, cel mai mare fermier din România, cultivator de soia, a comandat 50-60 de mii de saci. E vorba de colegii de la Agro Chirnogi, care seamănă 10-12 mii de hectare de soia, seamănă decât B63. Din această cauză, rugămintea e să discutați cu colegii foarte timpuriu pentru tot ce vinde compania. Repet, în ianuarie, personal, nu cred că vom mai avea marfă disponibilă la vânzare. Așadar, fermierii, lucrurile sunt clare. Dacă vă doriți să cultivați un anumit hibrid sau soi, comandați din timp. Stocurile se epuizează repede și este mai bine să aveți de unde alege decât să cumpărați ce rămâne. Cuantumurile subvențiilor pentru crescătorii de animale au fost stabilite de APIA, iar ciobanii primesc în premier avans din sprijinul cuplat zootehnic. Fermierii primesc banii pe animale după 16 octombrie, iar suma fixată pentru acest an este de aproximativ 23 de euro pe cap de ovină sau caprină. Dacă aplicăm procentul de 70% pentru care se acordă avans, rezultă că oierii primesc de la 16 octombrie în conturi 16 euro pe cap de animal. Suma va fi completată din 1 decembrie, când încep plățile regulare. Crescătorii de ovine și caprine vor primi în premieră avansul din sprijinul cuplat zootehnic. În mai puțin de o săptămână, fermierii vor intra în posesia banilor. Suma pe care o vor primi oierii începând cu data de 16 octombrie se ridică la 16 euro, adică 70% din totalul de 23 de euro pe cap de ovină sau caprină. Directorul general al APIA, Adrian Pintea, a declarat în exclusivitate pentru Agrointeligența că a fost stabilit cuantumul pe care oierii îl primesc în 2017 pentru ovinele înscrise la sprijinul cuplat zootehnic. Am stabilit și cuantumul pe cap de animal pentru ovine, iar oierii primesc pentru campania 2017 suma de 22,85 euro. Prin eforturi susținute și cu ajutorul domnului ministru Petre Daia, am decis să acordăm de la 16 octombrie 70% ca avans din această sumă, adică 16 euro pe cap de animal. Condiții de eligibilitate pentru sprijinul cuplat zootehnie la ovine în 2017. Animalele din exploatație pentru care beneficiarul solicită sprijinul cuplat zootehnic au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare. Animalele din exploatație pentru care beneficiarul solicită sprijinul cuplat zootehnic au vârsta de maximum 8 ani la femele, respectiv 6 ani la berbeci, la data limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări. Efectivul de animale pentru care se solicită sprijinul cuplat zootehnic trebuie să fie identificat și înregistrat la RNE, la data limită de depunere a cererii unice de plată, să dețină registrul individual al exploatației completat în conformitate cu prevederile regulamentului numărul 21/2004. Animalele pentru care se solicită sprijinul cuplat zootehnic trebuie să fie menținute pe o perioadă de reținere de 100 de zile de la data limită de depunere a cererii unice de plată, fără penalizări în exploatația exploatațiile cu cod ANSVSA menționată în cerere. Berbecii pentru care se solicită sprijinul cuplat zootehnic trebuie să fie înscriși în Registrul genealogic al rasei. Efectivul de femele ovine înscrise în registrul genealogic al rasei pentru care se acordă sprijinul cuplat zootehnic respectă raportul de sexe de minim un berbec înscris în registrul genealogic al aceleiași rase la 35 de femele ovine. Efectivul de femele ovine neînscrise într-un registru genealogic pentru care se acordă sprijinul cuplat zootehnic respectă raportul de sexe de minim un berbec cu certificat de origine la 35 de femele ovine. Documente care au însoțit cererea
cererea unică de plată, documente generale, dovadă cont bancar activ pe teritoriul României, copie, carte de identitate, buletin de identitate, pașaport, documente solicitate pentru dovedirea formei de organizare în registrării fiscale și administrator desemnat. În caz de reprezentare, procură notarială, delegația de împuternicire și copii carte de identitate, buletin de identitate, titular de cerere și împuternicit. Documente specifice, adeverința eliberată de asociația Agenția Acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea berbecilor, țapilor, oilor, caprelor, pentru care se solicită sprijinul cuplat zootehnic în registrul genealogic al rasei și respectarea raportului de maximum 35 de femele, ovine sau caprine la un berbec țap avizată de către Agenția Națională pentru Zootehnie prin oficiile pentru zootehnie județene. Adeverința eliberată de oficiul pentru zootehnie județean prin care se confirmă respectarea raportului de maximum 35 de femele, ovine, caprine neînscrise într-un registru genealogic la un berbec țap cu certificat de origine. Sprijinul cuplat zootehnic pentru ovine a putut fi solicitat de către fermierii activi pentru un efectiv cuprins între 150 și 500 de capete de femele ovine și sau berbeci, inclusiv pe beneficiar, cu excepția celor de la unitățile administrativ-teritoriale din zona montană, pentru care se solicită sprijinul cuplat zootehnic pentru un efectiv cuprins între 60 și 500 de capete, femele ovine și sau berbeci, inclusiv pe beneficiar. Sprijinul cuplat zootehnic pentru caprine a putut fi solicitat de către fermierii activi pentru un efectiv cuprins între 50 și 500 de capete de femele caprine și sau țap, inclusiv pe beneficiar. Modificările care au intervenit pentru anul 2017 în cazul sprijinului cuplat zootehnic. Scăderea pragului minim la 60 de capete femele ovine și sau berbeci beneficiar pentru beneficiarii din unitățile administrativ-teritoriale din zona montană definită de anexa 8.2. Efectivul de femele ovine înscrise în registrul genealogic al rasei pentru care se acordă sprijinul cuplat zootehnic respectă raportul de sexe de minimum un berbec înscris în registrul genealogic al aceleiași rase la 35 de femele ovine. Efectivul de femele ovine neînscrise într-un registru genealogic pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minim un berbec cu certificat de origine la 35 de femele ovine. În 2016, oierii au primit 27,06 euro pe cap de animal pentru sprijinul cuplat zootehnic. Pe lângă această sumă, oierii mai pot primi și bani în avans pentru sectorul vegetal dacă au pășuni în folosință sau lucrează terenuri agricole. Inginer dr. Lucian Buzdugan este specialistul al cărui nume se află scris pe una dintre cele mai performante mașini agricole. Președintele Consiliului de Administrație din Insula Mare a Brăilei a vorbit în exclusivitate pentru jurnalul nostru despre surpriza pe care i-a făcut-o constructorul german Horsch, dar și care sunt caracteristicile semănătorice poartă semnătura lui Lucian Buzdugan, și la propriu și la figurat. Un interviu realizat de Cristi Niță, fondator și directorul general al BT Video Media Story Team. Domnule Buzdugan, suntem la Iași, la Gralim. Nu vorbim despre acest eveniment agricol, vorbim despre un fenomen unic în agricultura, cel puțin din România, dacă nu chiar din Europa de Est. O mare companie producătoare de utilaje agricole, cel puțin pentru utilajele care le va vinde în România, l-au numit Lucian Buzdugan Edition. Este vorba de compania Horsch, despre noua semănătoare ajunsă în exploatația din Brăila. Cum s-a ajuns la acest lucru, ca, repet, un fermier român să poartă numele unui utilaj nemțesc? Este un mod de a recunoaște participarea la realizarea acestei mașini, care de fapt este visul meu de zeci de ani de zile. După experiența avută în domeniul lucrărilor minime ale solului, deocamdată cred că această mașină întrunește cele mai bune rezultate în utilizarea lor, mai cu seamă că este o mașină universală atât pentru cereale păiase cât și pentru prăjitoare. Este unică și sub acest aspect, de ce să fiu modest, trebuie să vă spun sincer că mă mândresc cu acest lucru. Sigur, meritul este poate nu a celor care au conceput-o, și aici mă refer la mine și la un grup de colegi de la Brăila, ci e meritul celor care au
pus de pe planșetă în funcțiune o astfel de mașină. Timpul scurt, extraordinar de scurt, din iarnă, când, hai să zicem, în octombrie, când ne-am dus în Germania și cu ocazia zilei câmpului care o facem la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, mașina a fost prezentată pe platformă și am arătat-o și am prezentat-o fermier. În urmă cu câteva zile, această mașină a ajuns și în Brăila sub această branduire, Lucian Bozdogan Edition. Am fost și eu uimit. E fair play-ul firmei Horse în colaborarea care am avut-o, motiv pentru care această colaborare cu siguranță că va continua, vom perfecta această mașină și de ce nu vom merge mai departe la noi performanțe privind spațiul de nutriție pentru plante. E un deziderat de-al meu mai vechi, și anume de a pune fiecare plantă, fie că e de porumb, fie că e de grâu, respectiv cereale sau floarea soarelui, să prin semănat să-i asigurăm un spațiu de nutriție cât mai pătrat, ca să zic așa, sau circular, pentru că asta înseamnă să nu se suprapună rădăcinile, să nu se suprapună frunzele, pentru că nu-i de ajuns rădăcinile să nu se suprapună. Și frunzele, dacă își iau lumina una de la alta, e un factor perturbator, e un factor limitativ în creșterea și dezvoltarea plantelor. Cum v-ați simțit din punct de vedere al emoției pe care ați avut-o în momentul în care ați văzut mașina adusă în insula Marea Brăila, acest utilaj, și ați observat numele dumneavoastră pe... Am fost sincer, vă spun, copleșit, sigur, foarte impresionat, pentru că ieri am avut întâlnirea cu... care o țin eu înainte de fiecare campanie, cu instruirea anuală de instruire a oamenilor care participă la campania de însămânțări. Și când prezentam noile mașini pe care le-am achiziționat, pentru că au venit din cele 11, au venit primele 3, urmând ca într-un timp foarte scurt să sosească și celelalte până la 11, am rămas uimit văzând că pe mașina respectivă este și numele meu. Am zis o recunoaștere pe care o apreciez și cinstea le aparține lor, celor de la Horș. Fermierii care vor utiliza această semănătoare Lucian Bozdogan Edition vor trebui, unii dintre ei o să vă mulțumească, alții poate nu vor fi la fel de poate impresionați de mașină. Ce le transmiteți? Să aibă încredere în această mașină făcută special pentru agricultura din România, specificitatea ei, solurile noastre? Absolut. Absolut. În primul rând, mașina a fost concepută numai pe 6 metri. În ce ne privea pe noi, am fi preferat una de 12 metri. Dar știind că firma nu poate produce numai pentru fermierii mari, sau foarte mari, atunci m-am gândit de la început că eu fiind organizat în ferme de 2000 de hectare și respectiv faptul că noi avem 30 de ferme, am cumpărat 30 de mașini. Și cei care au 2000 de hectare cu astfel de semănătoare își rezolvă toată problema de însămânțare, fie a culturilor de toamnă, fie a culturilor de primăvară. Subvenție acordată la cerere, de care pot beneficia și fermierii. Acum agricultorii pot opta pentru o nouă subvenție acordată prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, și anume câte 1125 de lei lunar, echivalentul la aproximativ 250 de euro. Banii se plătesc pentru fiecare ucenic angajat cu contract de ucenicie, conform prevederilor legale. Agrointeligența, agrointel.ro, vă spune tot ce trebuie să știți despre contractul de ucenicie, dar și care sunt documentele pe care trebuie să le depuneți lunar la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.
Ajutoarele de stat care merg la producătorii agricoli vin în general de la Agenția de Plăți pentru Fermierii care lucrează terenurile lor. Vestea bună este că, mai nou, pe lângă banii acordați de APIA, agricultorii pot opta pentru o nouă subvenție de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. ANOFM oferă suma de 250 de euro, adică 1125 de lei pe lună, pentru fiecare ucenic angajat conform prevederilor legale. Trebuie să știți că puteți angaja în fermă ca ucenic orice tânăr sau tânără care are 16 ani și dorește să învețe muncind și să obțină la final o calificare. Angajator poate fi orice persoană fizică sau juridică ce are dreptul să angajeze forță de muncă pe bază de contract de muncă, chiar și persoanele fizice autorizate. Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică denumită ucenic se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale. Prevederile din Codul Muncii aplicabile contractului de muncă se aplică și celui de ucenicie, cât privește încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea sa. Atenție! Este important ca acesta să se încheie în formă scrisă și să fie înregistrat în cel mult 20 de zile la Inspectoratul Teritorial de Muncă. De asemenea, el trebuie înregistrat în Revisal. Cât privește salariul, legea numărul 279/2005 stabilește că ucenicul trebuie să primească cel puțin salariul de bază minim brut pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore în medie pe săptămână. Suma de 1125 de lei se acordă pe toată perioada derulării contractului de ucenicie, respectiv cel puțin 12 luni, dacă se face pentru nivelul 2 de calificare, 24 de luni dacă se face pentru nivelul 3, 36 de luni dacă se face pentru nivelul 4 de calificare. Pentru nivelul 1 nu se mai face în prezent. Ca să obțină banii de la stat pentru fiecare ucenic cu care are un contract, angajatorul trebuie să încheie o convenție cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie. În perioada de probă nu se pot primi banii de la stat, conform hotărârii generale numărul 855/2013, normele de aplicare a legii. Pentru asta, angajatorii depun următoarele documente: actul de identitate al ucenicului în copie, contractul de ucenicie înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă în copie. Extras din Codul Muncii, normele de punere în aplicare, verificarea și acordarea sumei cuvenite lunar conform articolului 16 aliniatul 2 din lege, cei 1125 de lei pe lună, se efectuează în baza declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, depuse de angajatori și a următoarelor documente care se depun la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București. Un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa numărul 6, fișa de evidență zilnică a salariaților și statul de plată pentru luna respectivă în copie certificată de angajator, raportul de monitorizare. Atenție, documentele acestea trebuie depuse lunar, altfel suma nu se mai primește, deci subvenția este încasată lunar numai dacă există justificare pentru acordarea ei. Tocmai de aceea se depun respectivele documente lună de lună. Dacă angajatorul întrerupe contractul de muncă al ucenicului și îl dă afară, nu e necesar preavizul aici, el nu va mai primi banii respectivi. Atenție, mai mult va trebui să dea înapoi și sumele primite până atunci, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României, în vigoare la data încetării raportului de muncă. Mai mult decât atât, angajatorii pot încasa câte 1350 de lei pe lună net, adică echivalentul la 300 de euro pe lună, pentru a stimula încheierea de contracte de stagiu cu absolvenți de învățământ superior. Suma se acordă pe perioada derulării contractului de stagiu din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în limita fondurilor alocate. Măsura va putea fi finanțată din fonduri structurale și de investiții și din fondurile publice naționale aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj. Sumele din bugetul asigurărilor pentru șomaj destinate finanțării acestor măsuri vor fi alocate în limita bugetului aprobat pe 2017 și a estimărilor pe anii următori. Accesarea de fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 se va realiza din programul operațional Capital Uman.
Acestea au fost știrile care contează pentru dumneavoastră în agricultură. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați că în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu orele 20, vă așteptăm să fiți alături de noi și să urmăriți singurul buletin de știri pentru fermieri și companiile din agribusiness din media online din România. Vă rugăm să dați like și share acestui buletin de știri și paginii de Facebook Agrointeligența. Și nu uitați că zi de zi cele mai noi și utile informații din și pentru agricultură le găsiți pe agrointel.ro. Sunt Ana Radu Spinescu, toate cele bune pe data viitoare! Tehnologie, satelit, performanță, inovație. Pe scurt, Inovagria Meteo, o aplicație pe tabletă și telefon care îți oferă prognoza meteo specializată la nivel de oră și localitate. Prin Inovagria Meteo vei primi avertizări direct pe telefonul tău. Vei ști când să te pregătești pentru arșiță, ger, precipitații și fenomene de risc. Vei afla primul nivelul rezervei de apă din sol pentru cultura de grâu și porumb, dar și data primului îngheț de toamnă și a ultimului îngheț de primăvară. Descarcă chiar acum Inovagria Meteo și vei primi istoricul meteorologic de la stația meteo cea mai apropiată de tine. De acum, nimic nu te va mai surprinde. Inovagria Meteo, printr-o simplă atingere a telefonului.